Vara a devenit incendiară la propriu în Grecia pentru al doilea an la rând. Sunt din nou incendii de proporții în mai multe zone turistice, iar autoritățile elene au cerut ajutorul statelor Uniunii. România a răspuns din nou cu promptitudine, astfel că pompierii de la noi luptă deja cu flăcările. 28 dintre ei au luptat toată noaptea cu focul care mistuie vegetația uscată de pe muntele Penteli din nordul Atenei. Ei lucrează pentru protejarea a aproximativ 50 de case, pentru stingerea incendiilor din jurul lor, pentru limitarea propagării incendiului. Și cred că, din păcate, în următoarea perioadă vom vedea mai multe astfel de incendii în zona respectivă. Te mai sunt incendii de pădure și în alte zone din Europa, incendii grave, aici vorbim Franța, Portugalia, Spania, unde sunt folosite în mod deosebit avioanele. Noi am oferit avioanele noastre, suntem în așteptare în cazul în care va fi nevoie din partea Ministerului Apărării Naționale să trimitem unul sau două avioane de stingere, cum am făcut altă dată în Macedonia de Nord. Este posibil că această capabilitate să fie cerută în următoarele săptămâni în unele zone din Europa. Deci, pentru România, Grecia este, sau zona care este în jurul nostru, este prima zonă care ni se solicită să intervenim terestru. Deci trimiterea unor echipe la distanțe mari nu este exclusă. Se iau măsuri la nivelul țării pentru intervenții în caz de posibile incendii de vegetație și la noi? Se monitorizează toate zonele care sunt cu risc și pompierii sunt pregătiți să intervină și, cum am zis, chiar prin creșterea capacității unităților, prin chemarea unor ture de la domiciliu, dacă va fi nevoie. Cu informații de ultimă oră despre incendiile din Grecia vine colega mea Ana Maria Păun. Te ascultăm. Pentru început, haideți să aruncăm o privire pe harta Greciei, să observăm care sunt regiunile cele mai afectate. Și vedem că în sudul peninsulei există riscul cel mai ridicat de incendiu, așadar zonele marcate cu portocaliu pe hartă. Și vorbim despre zonele din nordul Mării Egee, Atica, Peloponez și Grecia Centrală. Sunt de asemenea în alertă maximă. Ne reamintim ce s-a întâmplat seara trecută. 9 state au fost evacuate, iar circulația a fost oprită pe mai multe drumuri în urma izbucnirii incendiu. Pompierii români au încercat să prevină ca flăcările să ajungă în zonele locuite și să mențină o linie de protecție între incendiu și zona neafectată. Focul s-a extins cu repeziciune, însă din cauza temperaturilor ridicate și a vântului puternic. În continuare, însă, există focare pe care pompierii fac tot posibilul să le țină sub control, însă din cauza vântului există riscul ca de la cea mai mică scânteie să izbucnească un nou incendiu. În ultimele 24 de ore, pompierii greci s-au confruntat cu aproximativ 40 de incendii izbucnite în țară. Casele au fost cuprinse de flăcări în jurul muntelui Penteli, în nordul Atenei, iar pompierii au petrecut toată noaptea încercând să stingă flăcările. Serviciul de pompieri din Grecia a declarat că vânturile din regiune, la aproximativ 27 de kilometri de centrul Atenei, au atins 80 de kilometri pe oră și și-au schimbat continuu direcția, ceea ce a îngreunat misiunea pompierilor. Evacuările oamenilor au continuat pe tot parcursul nopții, peste 480 de pompieri și voluntari au participat la operațiune, iar serviciile de urgență au fost în permanent în alertă. 3 avioane de pompieri și 4 elicoptere au acționat până dimineață și ne reamintim că anul trecut Grecia și în special insula Evia din apropiere de Atena au fost lovite de temperaturi caniculare și de incendii violente de pădure care au distrus peste 400.000 de hectare.